puțin animale de companie sau respectiv știi. Încercăm prin acest regulament să introducem poate și niște norme de conduită. Pentru că noi avem la rândul nostru 10 de reclamații de la vecini, de la cetățeni care nu dețin un animal de companie, deranjați de ceea ce se întâmplă în condominiul lor sau în vecinătatea lor. Am ajuns la acest regulament pentru a rezolva problemele unor cetățeni și sunt mai mulți cei care nu dețin, mult mai mulți cei care nu dețin animale de companie decât cei care dețin animale de companie. Ați asuma, până la urma urmei, îți asumi și o responsabilitate foarte mare când ai grijă de un animal de companie, indiferent care este, cel care dorește. Ați asuma o responsabilitate asta, trebuie să o asumi, dar cu respect și față de ceilalți din jurul tău. Că sunt vecini și... În acest sens a fost emis regulamentul. Pentru că o să vă întreb pe dumneavoastră cum rezolvăm problema celor mulți care nu au animale de companie și care ne solicită să intervenim, că primăria este mama tuturor răniților, ne solicită să intervenim în astfel de cazuri. O putem lăsa cum a fost până acum și nu o rezolvăm problema, o repet, a celor mulți și rezolvăm niște probleme punctuale a celor care își asumă o responsabilitate prin îngrijirea unor animale de companie.